Vasile Bălțoi aduce acuze grave autorităților locale. Primăria i-ar fi vândut niște terenuri, poliția l-ar fi bătut, iar un vecin recidivist îl tot amenință. Bărbatul a declarat greva foamei pe termen nelimitat, crezând că astfel îi se va face dreptate. Sper să intru în grevă pe termen nelimitat și tot ce am la mână, precum că mi s-a vândut terenurile părinților și mă amenință în continuare, vreau să intru pe termen non-stop, exact așa am spus și domnul subprefect. Grevistul foamei cere nici mai mult, nici mai puțin decât desființarea instituțiilor statului, în cazul în care acestea nu sunt în stare să îi rezolve problema. Trebuie cel puțin cineva să facă dreptate. Dacă nu este dreptate, să se desființeze aceste instituții.